Din 2016, partidele politice din Republica Moldova vor beneficia de finanțare din partea statului. Parlamentul a votat proiectul privind modificarea codului electoral. Documentul prevede o mai bună reglementare a activității de control și raportarea utilizării banilor de către partide. Legea prevede alocarea anuală a 0,3% din bugetul pentru susținerea financiară a formațiunilor politice, ceea ce în prezent reprezintă aproximativ 100 de milioane de lei. Banii urmează să fie repartizați de Comisia Electorală Centrală în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare, dar și cele locale. Documentul mai prevede interzicerea utilizării în campaniile electorale a banilor câștigați peste hotare. Totodată va fi interzisă folosirea imaginii politicienilor străini în spoturile electorale. Mai mult, a fost micșorat plafonul pentru donații în campanie până la 75.000 de lei în cazul persoanelor fizice și 150.000 de lei în cazul celor juridice. Alegerile de pe data de 22 martie pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor fi monitorizate de peste 50 de observatori internaționali acreditați de Comisia Electorală Centrală. Până acum au fost acreditați 53 de observatori. Aceștia sunt delegați din partea Ambasadei Ucrainei, Ambasadei Suediei, Ambasadei Turciei și Ambasadei Republicii Azerbaidjan, dar și Ambasadei Statelor Unite ale Americii și din partea Delegației Uniunii Europene și Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei. Observatorii acreditați pot participa la toate procesele care se desfășoară în ziua alegerilor. De asemenea, se deplasează în teritoriu cu o zi, două înainte pentru a vedea cum se pregătește procesul pentru alegeri. Ulterior, date alegerilor, observatorii internaționali vor prezenta rapoarte privind desfășurarea procesului și a încălcărilor sesizate. Cazul Băncii de Economii ia amploare, a fost audiat la Centrul Național Anticorupție. Fostul președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță. După aproape 2 ore de interogări, Ioniță a declarat că a prezentat o schemă prin care au fost scoase din țară aproape 25 de miliarde de lei de la Banca de Economii și Banca Socială. Ulterior, din această sumă, 6 milioane de lei s-ar fi întors pe conturile unei firme private. Luni, 23 martie, urmează să se prezinte la Centrul Național Anticorupție socialistului Igor Dodon. Precizăm că 2 persoane au fost reținute în dosarul Băncii de Economii și Băncii Sociale. Totodată, reprezentanții CNA au pus sechestru pe bunurile mai multor bănuiți în acest dosar, printre care și omul de afaceri Ilan Șor. Livezele cu pruni pot fi adevărate mine de aur. Acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă pământul și prunii se prelucrează în condiții de maximă atenție și se asigură calitate în tot ceea ce se face. După acest principiu se ghidează și fermierul din Rezina, Igor Mardar, care deține câteva hectare de pruni. Eu am vrut să mențin colectivul din lucrători, să știi bă, culegi prunul, e ca domnul Gheorghe m-a învățat. Pruna luată ruptă de codiță, pusă în lădiță și să aibă aspect. Eu am plătit câte 65 de bănuți, 70 de bănuți, să accept lucrul ăsta. Am vândut pruna cu 2 lei, adică sinicostul era 1,40 lei, ce am avut eu, că a venit diferență între strâns și vânzare. Însuși eu ne-am menținut colectivul și nu m-am băgat să smărg, să scutur pruna, că să mențin lucrul ăsta, că e foarte greu dacă noi vorbim despre un viitor pe o piață care are niște cerințe clare. Calitate, calitate și calitate. Chiar dacă optează pentru calitate, marfa agricultorului într-un moment poate să nu mai fie căutată. De acest lucru s-a confruntat în 2014 de rând cu alți fermieri din Moldova când Rusia a impus interdicții pentru fructele moldovenești. Acum bărbatul caută soluții pentru a merge pe alte piețe de desfacere. S-a strâns la uscat sau la post prelucrare de la 1,20 până la 1,80 și plus de la stat 1,20 și a ieșit practic la nivelul de anul 2013. Mă înțelegeți? Și de asta dați să facem o lecție din situația din 2014 și să nu ne trezim, adică să stimulăm producători care produc calitate, dar nu masă. Condițiile în care activează agricultorii moldoveni, intențiile lor de a ieși la proteste în masă și care sunt acțiunile autorităților pentru salvarea sectorului agroalimentar din țară, o radiografie a situației agricole veți putea urmări într-o ediție specială difuzată vineri 20 martie doar la postul nostru de televiziune Elita TV.
Mobilizare, blindate și arme de foc. Totul s-a întâmplat la Cahul. Militarii brigăzii infanterie motorizate Dacia din sudul țării au desfășurat aplicații demonstrative la centrul de instruire al unității militare. Programul demonstrațiilor a cuprins revista de front a tehnicii campaniei de infanterie, prezentarea locurilor de instrucție și a capabilităților de luptă a tehnicii și armamentului, antrenarea efectivului la pregătirea de luptă și executarea tragerii din armamentul din dotare, dar și prezentarea sistemelor de artilerie ale armatei. La aplicații au participat circa 300 de ostași în termen și pe contract din cadrul unității care au efectuat trageri din armamentul de infanterie și artilerie. Totodată, în cadrul exercițiului au fost utilizate peste 30 de unități de tehnică militară din dotarea Armatei Naționale. Aplicațiile au avut drept scop evaluarea cunoștințelor efectivului în termen și prin contract al brigăzii Dacia cu implicarea tehnicii și armamentului ușor de infanterie. Un cetățean străin în vârstă de 35 de ani, director al unei firme de alimentație publică, a încăput pe mâna polițiștilor capitalei care, în colaborare cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate și procurori, au efectuat acțiunile de reținere. S-a constatat că bărbatul ar fi șantajat pe un conațional de-al său în vârstă de 63 de ani. Individul îi cerea $3,500 americani pentru a-i reîntoarce actele de identitate pe care le-ar fi sustras anterior de la victimă. În cadrul perchezițiilor autorizate demarate la sediul firmei bănuitului, forțele de ordine au depistat și au ridicat mai multe copii ale actelor pe numele diferitor persoane străine, purtători electronici de diferite informații, precum și ștampile dubioase. Astfel, bănuitul a fost reținut pe un termen de 72 de ore și este cercetat penal pentru șantaj. Dacă vina acestuia va fi dovedită, bărbatul riscă să stea la răcoare până la 7 ani. Construcția pavilionului Republicii Moldova de la expoziția internațională Expo Milano 2015 a ajuns pe ultima sută de metri. Organizatorii expoziția au realizat un spot video în care apare și pavilionul țării noastre. Din imaginele video poate fi observat că pentru finisarea construcției lipsește doar cubul de sticlă. Din partea superioară a construcției, titrează agora.md, pavilionul Republicii Moldova la Ord Expo 2015 va avea circa 400 de metri pătrați și va lucra 24 de ore din 24. Autoritățile intenționează ca după expoziție să aducă acest pavilion în țară și să-l instaleze în zona Moldexpo. Numărul populației Republicii Moldova a scăzut în anul 2014 cu circa 10.000 de persoane până la 3.555.000, anunță Biroul Național de Statistică. Populația municipiului Chișinău a crescut însă de la 807.000 în 2013 la 809.000 în 2014. În regiunile nord, centru și sud, numărul populației s-a redus nesemnificativ. Numărul populației se determină în baza rezultatelor ultimului recensământ și a datelor referitoare la mișcarea naturală și migratorie dintre data recensământului și anul de referință. Totodată se ia în considerație schimbarea numărului populației în urma reorganizării teritoriale administrative, precizează Biroul Național de Statistică. Rândurile procurorilor se răresc. 11 procurori au depus cerere de eliberare din funcție cu achitarea indemnizației unice de concediere. Aceasta se ridică la mai multe zeci de mii de lei și este egală cu produsul înmulțirii salariului mediu lunar cu numărul de ani lucrați în sistem. Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat cele 11 cereri ale procurorilor. Printre cei 11 procurori se află și 3 din Rezina. Este vorba despre Tudor Banu, Aurel Gonciar și Ghenadie Bulhac. Un motiv al transferului profesional ar fi noile modificări la legea avocaturii care vede că procurorii și judecătorii care au muncit în domeniu mai mult de 10 ani nu vor mai avea privilegiul de a fi admiși în avocatură fără examen. Legea care permite trecerea de la activitatea de procuror la avocat funcționează de mai mulți ani. Proiectul noii legi se află la Ministerul Justiției, urmând să fie propus guvernului spre avizare. Promovarea valorilor Uniunii Europene în școlile din Republica Moldova continuă. Tineri erudiți a fost genericul concursului desfășurat între elevii de la două licee din raionul Șoldănești la inițiativa Organizației Obștești Plai Natal din comuna Cotijenii Mari. Am hotărât ca să organizăm anul acesta un concurs tineri erudiți cu genericul Tineri susțin integrarea europeană, la care participă liceele din raionul Șoldănești. Având în vedere faptul că aceasta este o problemă majoră pentru conducerea țării, pentru guvern, pentru parlament, dar și pentru întreaga populație, vrem ca și tinerii să cunoască ce reprezintă integrarea europeană, care sunt avantajele integrării europene
și ce pregătiri au ei despre și cunoștințe despre statele Uniunii Europene. Am organizat prima rundă pe tema istoria spațiului românesc între Nistru și Prut și istoria statelor europene. Acum vom organiza a doua rundă, limba și literatura română, limbile vorbite în spațiul european, scriitorii valoroși din Uniunea Europeană și scriitorii din Republica Moldova. De asemenea, vom aborda și problema dezvoltării culturii și artei în Republica Moldova și în spațiul european. Sperăm că concursul să fie benefic pentru toți liceienii din Răunul Șoldănești și le dorim ca a doua rundă să petreacă la nivelul cuvenit, să dea dovadă de cunoștințe trainice, temenice. Dacă nu le au unde ajuns, atunci noi le ajutăm ca să parcurgă traseul acesta european, de integrare europeană, pe care îl are conducerea Republicii Moldovei, dar și întreaga populație a țării noastre. Elevii au fost împărțiți în echipe și concursul s-a desfășurat în două runde, iar tematica fiind istoria spațiului românesc dintre Nistru și Prut și a statelor europene, limba și literatura română, literatura țărilor europene, cultura și arta, dar și aspecte ale integrării europene și avantajele ei pentru Republica Moldova. În activitatea de astăzi, adică mai bine la concursul, care este numit Tinerii Erudiți, elevii din Liceul Teoretic Cotigenii Mari au venit să-și demonstreze cunoștințele și capacitățile de a cunoaște mai bine obiectul limba și literatura română. Noi sperăm că vom avea succese, nu sperăm la locuri premiante, dar totuși vrem să ne demonstrăm că suntem și noi elevi cu cunoștințe și abilități foarte mari. A participat și el la runda întâia, ceea ce ținea de istoria statelor europene, cât și istoria ținutului natal, și am venit la runda a doua plină de speranțe. Sunt încrezută că, datorită eforturilor depuse și datorită ajutorului din partea colegilor mei, vom fi în stare ca să ne manifestăm destoinic și să dăm niște răspunsuri corecte. Activități de promovare și informare a elevilor despre valorile Uniunii Europene se vor desfășura până la sfârșitul acestei luni. Suedia învață Moldova cum să aibă un sistem fiscal modern și care să răspundă solicitărilor contribuabililor. Timp de două zile la Urhei s-a desfășurat un atelier de lucru cu experții fiscali de la Agenția Fiscală Suedeză. Reprezentanții străini au instruit angajații inspectoratelor fiscale din Urhei, Dubăsar, Tălănești, Răzina, Șoldănești și Criuleni. La training, suedezii au prezentat modelul după care se lucrează la ei în țară, astfel încât reprezentanții Moldovei au deprins abilități în prestarea serviciilor calitative și adoptarea sistemului transparent față de contribuabili. Agenția Fiscală Suedeză este o instituție care se bucură de o credibilitate de 90% față de agenții economici. Respectiv, ei încearcă să ne aduc nouă acele maestrii, acele mesaje, cum ar trebui să colaborăm, cum ar trebui să conlucrăm cu agenții economici. Este binevenit aceste acțiuni, odată ce serviciul fiscal și-a pus ca scop perioada anului 2014 să fie în serviciul contribuabilului. Acest slogan nu este întâmplător. Bănuiesc eu că este de comun cu Agenția Fiscală Suedeză, de aceea și ne instruiesc pe noi pentru a fi mai alături de contribuabili. De aceea și încercăm parcursul anului 2014, cât și pe viitor avem ca scop, deci să nici într-un caz sau cu orice scop să fim prieteni ai contribuabilului. Orice contribuabil trebuie să aibă încredere în autoritatea fiscală. Este teza pe care se fundamentează strategia suedeză în dezvoltarea sistemului fiscal și transmisă spre aplicare și Republicii Moldova. Comportamentul, normele sociale și feedback-ul cu agenții economici sunt doar câteva dintre trucurile împărtășite de experții suedezi colegilor moldoveni. Scopul acestor ateliere de lucru este să explicăm cum atitudinile ajută la mărirea dorinței persoanei de a se conforma voluntar și de a plăti impozite. Cred că e o idee bună și că au început deja să facă pași în această direcție și că observă deja schimbări și ei la contribuabil.
Cred că multă lume a început să se gândească la modificarea atitudinilor, a început să se schimbe în această direcție și sunt curioși la ce va duce. Primim foarte multe întrebări și avem multe discuții. De aceea credem că totul merge în direcția corectă. Reprezentanții instituțiilor fiscale din Moldova consideră că experiența suedeză poate contribui la eficientizarea și promovarea calității raportului contribuabil-entitate fiscală. Indiscutabil că măsurile în cauză au un caracter pozitiv și ne vor fi de folos în practica de toate zilele, dat fiind faptul că anume suntem familiarizați cu procedurile avansate de deservire a contribuabililor, deci de fenomenul conformării voluntare a contribuabililor la onorarea obligațiunilor față de buget. Deci acele practici care sunt folosite de colegii din Suedia, care astăzi ne-au fost explicate, ne-au fost aduse la cunoștință, clar că vor avea un impact pozitiv și asupra organizării în teritoriile care le deservim, anume conformarea, principiul de conformare a contribuabilului va avea un impact pozitiv asupra acestui principiu. Indiscutabil că ne vor fi de folos în practica de toate zilele. Agenția Fiscală din Suedia va organiza asemenea instruiri timp de 2 săptămâni în mai multe raioane ale țării. Ansamblul de dansuri populare Arnăutul, deja de mai mulți ani, poartă cu mândrie titlul de colectiv emerit al poporului și asta pentru că în proporție de 70% din dansurile ansamblului sunt pe motive tradiționale. Ritmul și mișcările sunt preluate din folclorul național. De exemplu, acest dans a fost descoperit în satul Podomia, raionul Kamenka. Anul viitor, ansamblul de dansuri va face 3 decenii de la creare. În acest răstimp, zeci de generații de dansatori au trecut pragul acestui minunat colectiv. În colectivul Arnăutul de acum 2 ani. Mă ocup de orice îmi place foarte mult și acum sunt îmbrăcată în costum de podomeancă, care este o fată care iubește să danseze. Noi avem dansuri, înseamnă ca podomeancă, culeasă de Nicolae Lupov, împreună cu mine, Nicolae Nicolae și Regretatul, Nicolae Nicolae și Conducătorul Floricica. Avem dansul Copăcelul, cules din satul Alva și Izvoare, Pogribieni, raionul Orhei, cules tot împreună de mine și Nicolae Nicolae. Avem șaierul din Plopi, avem fusul. Prin urmare, noi ne stăruim ca tot repertoriul să prevaleze să fie dansurile din partea stângă a Nistrului. În total, în orașul și raionul Râbnița sunt 13 colective artistice. Odată la 3 ani, ele trebuie să prezinte comisie de specialitate toate rezultatele și succesele pe care le-au înregistrat. Programele sunt pregătite, conducătorii la noi nu s-au schimbat, așa că ei de acum sunt profesionali în chestiile astea și conform cererințelor de la regulament n-ar să dea într-o parte. Urmarea rezultatelor la nivel național, Comisia de Cultură va numi candidații la titlu de colective populare pe diverse domenii. E zi de primăvară. E frig și afară ninge. Te gândești că pe așa nu timp copiii stau în casă și se joacă? Posibil. Dar este în liceul Ion Creangă, oraș Cimșlie, o clasă de copii iubitori, de neam și de tradiții, unde împreună cu părinții lor și diriginta au organizat o șezătoare ca pe timpuri. Clasa, ca prin minune, s-a transformat într-o casă ca la bunici, împodobită cu perne și plapume brodate, pe pereți covoare care emit folclorul românesc, iar fetele în ie și catrințe brodează. Mamele coc pâine și plăcinte, cântând despre dragoste, iar într-un colț de casă 4 băieți de-și gheoacă porumb. Totul amintindu-ne de tradiția neamului nostru. Atmosfera de petrecere și voie bună este întreținută de glumele copiilor, strigăturile și versurile satirice, rostite mai ales de băieți, fetele care leagănă copiii, care spun poeziile și cântecele rapsozilor, care spun proverbe, zicători, povești, legende și snoave. Ce ai pregătit pentru azi? Cântece,
aici dans, numărătoare, ghicitori. Ai vrea pe viitor să mai faci, să mai organizați așa șezători? Da. Șezătorile, după cum le arată și denumirea în tradiția poporului nostru, sunt reuniuni cu caracter cultural educativ, unde fiecare participant își dă contribuția cu ce cunoaște mai bine. Acestea trezesc în conștiința copiilor sentimentul de dragoste, patrie și popor. Vreau și eu ca să rămână în memoria așa copiilor noștri și să transmită acest tezaur folcloric care l-am dobândit de la strămoșii noștri și am vrea să nu uite nici ei ce-i frumosul și cum se organizau șezătorile, anume pe timpuri. Acum sunt calculatoarele și nu se prea organizează așa șezători, de aceea noi tare am vrut ca să organizăm așa o șezătoare cu copiii ca ei să vadă ce este bun și ce spate de făcut ca să ne rămână amintire de la străbuni. Gospodinile șezătorii s-au pregătit din timp cu bucate, arătându-și toată seriozitatea față de eveniment. La fel ca și copiii lor, doresc să păstreze tradițiile neamului și să dea un exemplu întregii societăți, pentru că, după cum se spune, folclorul este un izvor inepuizabil de comori. Da, am pregătit plăcintele, sarmalele, fripturica, mămăliguța, care se, de obicei moldovenii o au permanent pe masă, nu numai la sărbători. Ne-am stăruit pâine coaptă de casă, colacii copți de casă. Impresii foarte plăcute am avut. Suntem mulțumiți pentru așa sărbătoare. Dorim să spunem mulțumesc doamnei Stela. S-a stăruit pentru așa și ne-am unit toate împreună și am reunit tradiția noastră moldovenească. Cu încet, cu încet ea se pierde și noi, ca să nu o lăsăm să se pierde, ne-am reunit ca să ne strângem. La finele șezătorii, oaspeții au gustat din bucatele alese și și-au exprimat mulțumirea față de munca depusă. Prin intermediul astfelor de șezători se mai păstrează o amintire vie despre viața de la sat. Da, bravo, bravo, ați muncit foarte mult și bucatele tradiționale, fără care o bucătărie nu poate fi vorba, deci eu vă mulțumesc foarte mult din partea direcției, vă doresc multe, mult sănătate și când ați creșteți mari să nu pierdeți acest tezaur, această bijuterie care astăzi voi ați demonstrat-o, da, că este foarte bine. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Fiți sănătoși și stimați părinți, la fel colaborarea să fie și până în clasa 12-a. Fiți sănătoși! Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim.